Zi de zi, în intersecția din Humulești, chiar la intrarea în orașul Târgu Neamț, șoferii din zonă și turiștii care vizitează sau tranzitează localitatea au parte de o experiență neplăcută. Cerșetori minori de etnie romă agasează șoferii care opresc mașinile la culoarea roșie a semaforului, cerându-le bani. Ei fac slalom printre autoturismele staționate și își pun viața în pericol atunci când mașinile se pun în mișcare pe cealaltă bandă după ce se aprinde culoarea verde a semaforului. Din păcate, astfel de imagini cu cerșetori minori prin intersecțiile orașului au devenit o obișnuință, iar instituțiile statului, cele care ar trebui să găsească soluții, sunt depășite de situație în lipsa unei legislații care să reglementeze asemenea cazuri. Măsurile aplicate cel mai frecvent constau în amendarea părinților, dar acest lucru nu rezolvă nimic. Părinții nu plătesc amenziile, iar copiii se întorc la cerșit, printre mașini.